Tinerii din Bălți au deschis în orașul o anticafenea. Ideea a fost dezvoltată de Nona și Roman, doi tineri activi care au reușit să strângă în jurul lor o întreagă echipă de entuziaști. Activând aici pe loc, am înțeles la un moment dat că este nevoie de un serviciu nou pentru tineri, pentru că ceea ce era, cam se plictiseau ei, nu prea veneau. Și un an în urmă, fiind într-o călătorie în Ucraina, am fost într-un asemenea local unde m-am aprins și am spus că merită de o adus în coace. Este un spațiu prietenos tinerilor, este un spațiu de socializare și de dezvoltare personală pentru ei, pentru că aici am încercat să aducem și spirit, și flacără, și emoții, dar totodată și liniște și relaxare pentru tineri. Spre deosebire de cafenele, anticafenelele sunt locuri în care poți citi, lucra la proiecte sau învăța în liniște, poți participa sau organiza evenimente. Conceptul a apărut în Rusia și s-a dezvoltat rapid în mai multe țări ale lumii. Vom avea și cafea, adică independență. Avem un plan să petrecem și ședințe la cafea, la ceai, la jocuri de societate. Plus, avem în plan să fie un loc unde putem să facem diferite dezbateri, iarăși într-un mod non-formal, care sperăm să aducă mai mult folos. Este un loc unde fiecare își va găsi un prieten, este un loc unde fiecare își va găsi ocupația preferată și este un loc unde orice temă devine temă de discuție, orice temă este ceva pentru toți, ceva comun. Noi vrem să aducem ceva ce s-a uitat, cum ar fi serile lecturale, serile de cântec la chitară. Vrem să aducem asta, dar vrem să introducem și ceea ce nu a fost încă făcut. Atunci când tânărul simte că vrea să facă ceva, să vină să facă. Să-și aducă prietenii, cunoștințele și să facă aici, pentru că este posibilitate și doar depinde de ei. Până la deschiderea anticafenelei, tinerii au străbătut un drum lung. Din bugetul municipal au câștigat o sumă de 7.000 de lei în cadrul unui proiect. Însă mai sunt lucruri de care au nevoie și pe care speră să le procure în urma campaniei de crowdfunding lansată recent. A fost un proces foarte dificil, pentru că de fiecare dată mi se spunea, da bine, dar multe lucruri deja există, multe centre există și tinerii nu prea sunt activi. Și atunci încercam să menționăm, da bine, sunt și centre care sunt de zeci de ani și prestează aceleași servicii sau prestează anumite servicii, anumite formări, pe anumite tematici care sunt foarte actuale, dar din păcate, iarăși nu toți tinerii merg la asta pentru că interesele sunt diferite. Noi ne-am propus să facem un spațiu unde ei ar putea și să învețe, dar și să relaxeze. În jumătate de an, Nona, Roman și o echipă de 15 voluntari au scos din dulapurile bunicilor cele mai trainice și colorate stofe și au dat viață anticafenelei. Totul ce este, băieții au făcut cu mâinile lor, și măsuțele, și pernuțele, absolut tot decorul este handmade, lucrat jumătate de an, cu suflet și asta ne bucură foarte mult. Finanțarea am primit-o, iar muncitori nu am avut și totul am făcut singur. Noi, voluntarii, prietenii, care m-au ajutat mult. De ce am ales să mă implic activ în acest proiect? Deoarece consider că educația tinerilor contează. Ei formează ceea ce numim noi ziua de mâine. Atmosfera este plăcută. Îți faci noi prieteni care poate pe viitor îți vor să fie mult mai mult decât pur și simplu prieteni. Anticafeneaua a avut o inaugurare cu fast, iar ușile ei sunt deschise deja pentru toți tinerii din municipiu.